Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 7-13 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru balanță în această săptămână. În primul rând, balanța săptămâna aceasta reușește să rezolve foarte multe lucruri importante care țin de viața privată și da, poate să fie ca un sfârșit și un nou început. De ce nu? Uh, este o perioadă, așa, în care Balanța e foarte ambițioasă să facă schimbări mari, să aibă discuții clarificatoare, discuții importante. Și, de asemenea, Balanța are ocazia săptămâna aceasta să primească o avansare la muncă sau, poate, știu eu, un succes la un examen. Pentru unii, este despre a avea curajul necesar da, să vă duceți la șeful, șefa, să-i ziceți, uite, vreau să schimb programul sau vreau mai mulți bani. Alții din contra, uite, acum aveți curajul necesar să vă scoateți un talent pe care îl aveți la suprafață, să-l împărtășiți cu ceilalți, să-l arătați. Tot pentru balanță, uite, este și o săptămână bună în care Îți poți conștientiza valoarea și atunci poți să-ți ceri drepturile, dar și la modul general, da, deci nu doar pe muncă și nu doar în uh, viața privată. Mai mult decât atât, uh, această săptămână vine cu niște rezolvări foarte bune, care țin și de casă, țin și de familie, o proprietate, pentru alții e ceva de prin trecut, da, care abia acum se rezolvă. Um, de asemenea, Balanța dă dovadă de foarte multă înțelepciune în această săptămână. Începeți să vedeți lucrurile mai clar, începeți să vă dați seama mult mai intens ce e cu viața voastră, încotro vă îndreptați. Tot pentru voi. Această săptămână poate să vină și cu niște rezolvări ca prin magie. Așa. Se leagă lucrurile de la sine. Da? Te duci, nu știu, să îți cumperi ceva, te întâlnești cu un prieten, te întâlnești cu o persoană, da? discutați așa ce mai faci, cum mai ești, cum mai e viața ta și din vorbă în vorbă, uite, balanța poate să dea de persoana potrivită la momentul potrivit și să ai de parte de un noroc, uh, sunteți foarte bine susținut săptămâna aceasta și pe studii și pe drumuri lungi, dar și pe acte, uh, bineînțeles și pe partea legală, da, acolo sunteți foarte bine susținut și vedeți că soluția cam de pe acolo e da? uh, Soluția asta pe care o găsiți voi sau rezolvările de care aveți parte să știți că vă pot îmbunătăți starea de sănătate sau chiar. Vă pot îmbunătăți rutina zilnică, nu știu, puteți să aveți parte de liniște, cum da? vă place vouă. Dar, dragi balanțe, și pentru voi, na? săptămâna aceasta se simte foarte puternică acea opoziție dintre chiron și juno, care pentru voi chiar se pune pe axa relațiilor și este despre a. Fie a lăsa un parteneriat o relație, fie pentru alte balanțe, este despre a abandona ceva, dar este dragi balanțe și despre. A nu știu. A învăța, nu știu să să renunțați la ceva. Da, vedeți că e o rană acolo care oricum nu se vindecă, da? nu se vindecă până nu. Luați voi atitudine da? sau până nu tăiați răul de la rădăcină, cum s-ar spune. Și bineînțeles că spre sfârșit de săptămână, balanța poate avea nici mari conflicte în casă și în familie sau pot fi discuții foarte serioase acolo legate de cheltuieli da banii pe care aduci tu în casă banii pe care îi aduce partenerul sau știu eu persoanele cu care stai în aceeași casă da pentru alții e despre nici mari conflicte acolo care um, pot pleca și de la ideea de acte. Da, poate secret, responsabilități. Uh, Pluto acolo, cum să zic eu, e în mers direct început cu săptămâna aceasta și uh, ce n-ai schimbat timp de mulți ani, ei, uite, ai ocazia acum să o faci. Da? Ai ocazia acum să o faci. Um, tot pentru voi. Uh, uite, la final de săptămână Mercur schimbă zodia, se mută în Scorpion. Asta undeva pe 13 octombrie seara, deci mai degrabă o să-l o să simțiți pe Mercur în Scorpion abia de săptămâna viitoare, deci în a doua jumătate a lunii octombrie, dar până atunci, uite, așa în mare parte să te pregătești că Mercur îți poate aduce um, oportunități financiare, te poate ajuta să negociezi, mai bine te poate ajuta să vezi mai în profunzime care ți-e cine ți este alături, cine nu ți-e alături, balanțele, știu eu, pot da bani pentru o mașină, pentru sănătate, pentru liniștea lor. De ce nu? Fac cursuri spirituale sau, nu știu, mă duceți la terapie, poate fi și asta. Da? Hai să vedem, dragi balanțe, ce zice și oracolul pentru voi. Și avem așa numărul 16, foarte important pentru tine, culorile importante, roz, verde, mov, roșu, non culoarea alb, iar arhanghelul sandalfon este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai făcut mari progrese pe calea trezirii sufletului și meriți în mod necondiționat grația lui Dumnezeu ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Balanța are ocazia săptămâna aceasta să treacă și printr-un fel de trezire spirituală sau printr-un fel de revelații. Da? Totodată așa încep să-ți dai seama, băi stai puțin că eu mă învârt așa într-un cerc, da? ia să acționez așa puțin diferit ca să am și rezultate diferite. Balanța începe să conștientizeze cât valorează da? și poate unii începe să vă dați seama ce este important cu adevărat pentru voi și unde e problema, da? unde e problema de ceva nu funcționează pe sănătate, pe muncă, în casă, cu prietenii, în dragoste, în general. Deci balanța are parte de o trezire. Hai să vedem, dragi balanțe, și tarotul ce zice pentru voi săptămâna 7-13 octombrie. La mulți ani, dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în această săptămână, Hai să vedem dragi balanțe. Ce trebuie voi să știți? Pentru U judecata, exact ce ziceam, uite, unii poate așteptați un răspuns din punct de vedere legal și poate să vină. Ok, a doua arcană majoră e lumea la baza manifestărilor voastre, deci e clar vorba despre o eliberare. Soarele e deci o săptămână bună pentru balanță, răsare soarele pe strada balanțelor. Șapte de cupe spânzurat da uite balanța, nu știu, caută tot felul de soluții din a ieși dintr-o problemă. Poate e o problemă legată de studii, poate e o problemă legată de o relație stabilă, poate pentru unii e o problemă legată de un contract. Dar șapte de cupe zice că uite ai mai multe opțiuni aici. Îți faci tot felul de gânduri. Doar că, uite, apare soarele, da, cumva balanța până la urmă ochiește ceva. Soarele înseamnă succes, înseamnă bucurie, și fiind aici la baza pachetului, clar că luminează toată etalarea. Judecata. E, te revezi cu oameni importanți sau vine un răspuns pe care l-așteptai de mult timp. Balanța are ocazia săptămâna aceasta să stea la masă cu cineva și să dea la pace sau să facă o negociere bună, să rezolve ceva important. Lumea, la baza manifestărilor tale, succes, bucurie. Deci este o săptămână în care te înalți, crești, înflorești, închizi un capitol, simți că lumea e a ta. În inima ta, șapte de monede. Deci ești preocupat aici să rezolvi ceva, poate legat de o sumă de bani, legat de o așteptare, balanța analizează foarte mult trecutul, dar poate să fie și o săptămână așa în care Și foarte concentrat pe, pe trecut în special, cinci de bâte în mintea ta, deci Poate să fie și o săptămână în care balanța e dornică să lupte, poate e și puțin agitat sau agitată, dar așa cum ziceam eu, fiind acest final de capitol, e de bine pentru tine. Trei de bâte, un drum scurt pe care cineva îl face către tine, dar văd eu aici și niște planificări care au loc în jurul tău. Poate pentru unii este despre o primă victorie, o primă bucurie. Asul de cupe, o persoană nouă care apare, un copil pentru unii care are un rol important. Da, uite, unii aflați că deveniți părinți, nu știu, bunici, unchi, mătuși, poate să fie și asta. Pe de altă parte, văd aici o invitație la pace pentru balanță. Este o persoană sinceră, cu sufletul deschis, care vrea să-ți fie alături. Regele de Cupe, ultima carte, O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este o persoană devotată, sinceră, onorabilă. Este o persoană um, alături de care, uite, ai putea să ai o relație amoroasă, stabilă, bună e cineva care este foarte bine intenționat și poate să fie și o persoană sufletistă aici. Poate este un prieten sau o persoană nouă pe care o cunoști. Pentru alții să știți că e despre o rezolvare care apare de la o persoană uite, care nu știu, e undeva la drum sau e ceva legat de o apă, o țară lângă o apă, un oraș care e lângă o apă, ceva, ceva e aici. poate chiar o, o, un nou membru în familie, da? o nouă persoană care să zică ți intră în anturaj ar putea avea un rol important. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ați rezonat cu mesajele și vreți o analiză cu mai multe detalii, vă invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru balanță în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.